Un proiect de modificare a codului rutier recent repus în dezbatere publică aduce o serie de schimbări semnificative. Potrivit acestuia, polițiștii vor putea folosi înregistrări audio-video primite de la alți participanți la trafic sau de la administratorii drumurilor publice pentru a sancționa șoferii care încalcă legea. Șoferii din România ar putea fi amendați de poliție și în alte condiții potrivit unui proiect de lege care se află acum în dezbatere publică. Un proiect de modificare a codului rutier recent repus în dezbatere publică aduce o serie de schimbări semnificative. Potrivit acestuia, polițiștii vor putea folosi înregistrările audio-video primite de la alți participanți la trafic sau de la administratorii drumurilor publice pentru a sancționa șoferii care încalcă regulile. În cadrul proiectului se prevede crearea unei platforme informatice pentru încărcarea imaginilor, iar acestea vor constitui dovezi în cazul comportamentului agresiv al șoferilor. Aceste imagini vor fi utilizate pentru sancționarea șoferilor care întorc mașina prin folosirea frânei de ajutor, schimbă benzile de circulație foarte des, accelerează agresiv, derapează intenționat, circulă foarte aproape de vehiculul din față sau abuzează de semnalele acustice și luminoase. În esență, proiectul introduce o excepție de la regulile actuale, care impun ca polițiștii rutieri să constate contravențiile direct sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau omologate. De asemenea, acesta permite polițiștilor să acceseze și să utilizeze datele de monitorizare a traficului rutier colectate de administratorii drumurilor publice pentru a aplica sancțiuni șoferilor în baza acestora, relatează Antena 3.ro.